Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod din De ce spun mereu Minecraft când vine vorba să filmez San Andreas? Din San Andreas Multiplayer, eu sunt No Name, iar în acest episod, bă, să-i zici lui Tactu, că eu nu-s bă cu tine. Ok, mail 22, da. Iar în acest episod ne vom întoarce la afaceri oarecum, vom strânge niște bani, ne vom duce pe la bancă, poate și niște arme, vând flash. PSSADI. Stați așa, stați așa. I-aș cumpăra-o eu, mail 1. Mail 1. Și-o cumpăr eu, dar îți dau nouă caca. Mail 22. Nu țin chiriași. Sau de fapt cred că aș ține, dar nu, deocamdată nu. Mail 16, salut. Ăsta vrea să tragă de mine. Mail 1, 9,3. Și încheiem. Nu, nu vrei și gata. Mail 22, Alex nu mai stă, nici nu știu dacă, nu, cred că trebuia, nu mai, da, trebuia să scriu dezlegat, fuck! Mă enervează deja, oh shit, oh shit, oh shit, oh fuck. Ok, chestia asta a fost destul de, what, stai? Ok, a cui e mașina asta? A, e a mea! Nu știu ce ultimul prezentatorului dacă nu asta e. Atunci mail 1. Atunci asta e. O zi bună în continuare. Bun. Am terminat și cu chestia asta. Renato ăsta stă încă la noi. Ciudat, deoarece mă așteptam să nu mai stea. Hai să vedem câți bani avem în casă deocamdată, deoarece, după cum știți, la rent se strâng banii aici. House with draw. Holy shit, avem 1,5K. E bine, e bine. Ok, stai. We house draw 1, 4, 9, 9, 9, 8, 5. Ok, avem 1,5 la noi, ceea ce e perfect. Astea sunt alu Bullseye, ok. Și ce grijan e cauta mea aici? Asta e ciudat, asta e ciudat. Vă loc 2. Ok. De la mine și la părul meu, nici măcar. Ok, shit, poate mi-au copyright pentru că atât îmi trebuie să mai am și copyright. LOL, n-am buțit, tu ești nebun? Oh my fucking god. Ah, ba da, stai că e buțită la spate, dar nu cred că era buțită de mine. H-gate. Hai să ne ducem să vedem câți bani mai avem pe la bancă. Deși aș putea dacă îi dau eu un stats rapid, am level 6 acum dacă nu înșel, level 6 și avem 2 puncte de respect din 21 până la level 7 și îmi trebuie level 8 ca să pot să-mi cumpăr afacere. Bine, mi se pare că sunt niște chestii, niște afaceri și mai ieftine, dar nu mă interesează, aș vrea niște afaceri într-adevăr bune. Da, asta se aude tare, frate, se aude tare. Nu știu ce naiba s-a întâmplat, de obicei se auzea mai încet, ok. Sper să meargă încă înregistrarea, deoarece mi-a dat stop working, Sampu, deoarece atunci când schimb astea foarte des. Uite, mi-a mai dat o dată. Futu-ți gura mătii să-ți fut. Grijania mătii. De ce-mi dai tu stop working când schimb posturile de radio? Ok, radio oprit. Grijania mătii. Ok, l-am văzut pe tipul ăla, Alex. Avea o mașină destul de ok, dar dacă chestia asta a oprit filmarea în timp ce mi-a dat stop working, cred că o să fac infarct, deoarece... Ai, grijanie. Ok, nici nu știu ce aș face episodul acesta, dar... Am atâtea de făcut în Samp, dar hai să mă duc. Încă mai caut să cumpăr un Huntley, frate, dar nimeni nu vinde Huntley.
fi dispus să dau foarte mult pe Huntley, deoarece jeepul ăla chiar e șmecher și chiar îmi place, adică are o stabilitate așa și eu. E ok, îmi place jeepul ăla. Ok. Bun, hai să vedem să punem un caca la bancă sau să punem caca. Nici nu știu că parcă aveam 8 ultima dată în bancă. Mai pun un caca 9. Nici nu știu, trebuie să-i dau 100 de calu bullseye, pentru că mi-a dat niște bani. Grijanie, cumpăr mașină, bă, mai așteaptă. Trebuie să ne cumpărăm mașini ca să facem afaceri cu mașini, gen să cumpăr mașini, după aia să le vând, dar la un preț puțin mai scump, iar așa toată lumea are și în câștig, adică și cel care ar cumpăra-o și cel care ar vinde-o, adică eu. Bun. Vai, urăsc vama asta. De ce a trebuit să am casă tocmai acolo? Trebuie să plătesc vama de fiecare dată, vai. Și așa câte 2000, câte 2000, câte un remorcă pe drum, se strâng banii. Ok, cred că nu trebuia să bag nitro, că o să intru acum foarte frumos la... Ok, what the fuck? Ok, Skype-ul, grijanii. Ok, intru foarte frumos la... Ok, e ceva normal, deci în ziua de azi, pe serverul Union Zone, mai vezi așa câte o mașină bubuită, câte o motocicletă în cazul de față, este ceva perfect normal. Ok. Era o afacere pe aici, pe undeva. Nu, aici sunt casele. Cumpăr mașină. Nu vă îngrijeam, mami voastre. Vreau să dau și eu un anunț, dar lasă că poate până mă duc la... la zimă, la bancă. Poate totul o să fie ok. Iar am bulit mașina, dar nu e nimic. Ceva perfect normal în cazul lui No Name. E ok. Ok, shit. Centura. Ok, hai, poate întrage în roți, că ne supărăm. Ok, mi-am pus și centura, că n-aveam chef să mă oprească, pentru că, na, se mai întâmplă să mai primești câte o amendă, câte una alta. Vai, dar nu mă fac cu eu polițist, frate. Vai, grijă ania mai lor. Au belitor rău de tot. Engine ca să oprim motorul. Exit. Ok. Și asta e încă încuiată. Bun. Ok, să ne ducem la depozit. Și punem... Hai să punem 1300000. Ok, și acum am 9,3, că mi-am mai păstrat niște bani, așa, să mai am eu niște bani de cheltuială. Da, na, stai. Vlog 2. Mereu o să o închid, mereu o să o închid, pentru că mi s-a întâmplat în timp ce n-am închis-o. Engine. În timp ce n-am închis-o, pur și simplu a venit cineva și mi-a luat-o și eu am rămas cu buza umflată. Dar asta e partea a doua. Hai să vedem dacă putem să dăm un anunț. Dar mai întâi să ne ducem noi foarte frumos aici să ne reparăm mașinuța. Ok, haide mă, băie, haide mă, haide mă. O, n-am observat că sunt niște țevi acolo sus. E ciudat, 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 ciudat. Ok, mereu... Da. Oricum, eu repar mai mult așa, să fie mai cu viață. Stai un limă. Partea asta e. Vreau să fac și o expediție, dar... Hai, te îngrijeam cu rabla ta. Ho, asta a fost drăguț, asta a fost drăguț. Ok. Cu asta cred că vrea bătuta și nu știe cum să o ia. Bă. Domnul bă pentru tine, că eu nu-s bă cu tine. Vreau să... Nu mai poate omul să dea un anunț. Cumpăr Huntley. Da, bine că v-a spus. Oh my god, îi urăsc. Șaizeci de secunde. Ok, cât ar trebui să mai aștept, domnule server? Deoarece timpul trece și cred că au trecut 60 de secunde.
Really, mă? Ok, tipul iar a mai dat un avertisment. Jos, acum. Alex sau Ori în alfabet, ori... Jos. Ok. Jos, am spus. Doamne, ce idiot! Nu, că ăsta ori e idiot, ori se preface. Pentru că, pur și simplu, în primul rând, nu știe să scrie corect. Vai, că nu-i văd că nu știu să scrie. Și nu că ceva gen Nezi Grammar sau ceva, dar pur și simplu e o chestie vitală, frate, să știi să scrii în pana mea corect. Mamă, și tipul ăsta e ciudat, rău, frate. Și a dat și anunțul. Eu stăteam acolo de jumătate de oră să dau naibii un anunț. Și tipul vine și dă anunțul. E ceva... 25... mail 25... Salut, îl cunosc pe tipul ăsta. Dați, uite, dați. Ah, mulțumesc, dude. Mulțumesc foarte mult. Ok, nici nu mai contează, dar... E ciudat, frate. E o lume dură în San Andreas aici, deci trebuie să aveți grijă. Nimeni nu se comportă extrem de frumos cu tine, deoarece nu poți să le oferi nimic, deci aveți grijă. Ok. Așa, trebuie totul să faci prin muncă, frate, deci munca e cheia. Mail 12, salut. Mail 12, nu. Ok, nu. Hai să vedem dacă putem acum să dăm naibii un anunț acolo și ala ad că cumpăr un Huntley, iar apoi să... Toți morții tăi. Ok. Ok, doamne. Ok, acum e momentul. Cumpăr Huntley. Cumpăr Huntley. Oh my god. Un anunț. Un anunț. În sfârșit. Hai să răspundem acum la niște întrebări. Mail 25. Nu, naibii. Mai lasă-mă. Mail. Cât? Ce? 12? Nu. Hai să zicem că nu filmăm. Deși filmez. Bă, sper că filmează porcării asta. Pentru că dacă n-ar filma aș fi foarte... what? Tipul ăsta cred că mi-a greșit ID-ul. Bă, și am level 6. E foarte greu, frate, să faci level 6. Adică, mamă, și când mă uit la ăștia cu level de 30 sau 20 sau vai, mi se face așa, nu știu. Ce să mai face sultanul? What the fuck? Merge, ce pană să fac sultan. Ok. Ce mai este aici? Ah, este casa aia. Casa aia... Și nu știu. Ok. Vezi că Giovan Dealer e buguit. And what? Ok. Lumea, cam atât și cu acest episod. Eu o să mai merg pe aici, o să mă mai distrez una alta, vând flash 10 caca. Mă pici pe flash-ul tău. Nu îți cumpăr flash-ul ăla nici să mă omor cu 10 caca. Îți dădeam... really. Puteam chiar să ajung, dacă știa să negocieze, puteam să-i dau 9,5 să zicem. Dar... Pana mea, frate. E ciudat rău, adică cu șmecherii de astea nu se umblă cu mine, frate, adică mă ia el pe mine peste picior cu nu știu ce, cu nu știu ce, du-te în grijă, Ani, ce buguit, mă, nu pricep ce bugare, dar anyway, lume, eu am fost Monei, sper că v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, bye bye!